Hei, salutare, prieteni! Eu sunt X-Breaker, iată la un nou episod de FIFA România. Slatina este pe prima poziție, cu un meci mai puțin decât Galați. Avem și un punct avans, avem două față de Dinamo, dar avem o partidă destul de grea cu Rapid București. Rapidul însă se află pe poziția 11, doar 8 puncte în 7 partide. Noi îl avem pe Vallejo accidentat, din păcate. Vallejo s-a accidentat, o să-l introduc pe Gligor în locul său și îl bag pe Santillan în locul lui Gligor. Jucători noștri sunt puțin obosiți, haideți să facem oare câteva modificări pe aici. Da, îl bag și pe Angelina în locul lui Feusi, pe Bumba las rezervă, pe Bauau îl bag în locul lui Akpom. Vreau ca să iam în formă maximă pentru partida ce va urma cu Sivaspor în cupă. Muniru va juca, Cale o să-l introduc în locul lui Hernani și schimb pe căpățână cu Cernat. Cine mai avem pe aici? Akim este și el foarte, foarte scăzut, îl bag pe Bogdanovic, n-avem ce să facem, nu, pe Radovic o să-l, nu, lasă, hai, lasă, așa. Cam așa lăsăm și mergem să jucăm cu Rapidul. O partidă pe propriul teren nu va fi ușoară. Ce-am mai uitat să mai am uitat să schimb pe Vallejo. FC-ul Slatina Rapid București pe stadionul 1 mai. Pentru Slatina nu va fi deloc ușor. Jucăm în mare parte cu rezervele. Trebuie să avem mare grijă. Măcar un rezultat de egalitate dacă am scoate. Deși vă dați seama, mergem la victorie. Avem câțiva jucători care pot face diferența. Însă i-am lăsat pe Bumba, pe banca de rezerve, pe Akpom, pe Akim, foarte mulți jucători, mai ales fundașii, erau destul de obosiți. Iată o primă ocazie a Rapidului. Oh, Gligor, ce bine se descurcă, pasă pentru Cale. Cale, să vedem centrarea acestuia pentru Fransol, o vitură de cap, cum intervine portarul, ocazie mare pentru FC-ul Slatina. Fransol, ocazie mare pentru acesta, o vitură de cap foarte bună. Dar portarul se opune și respinge mingea în corner. O primă ocazie de gol. Muniru execută acest corner, dar la colțul scurt n-a fost nimeni și au respins rapidiștii. Iată că Muniru pasă cu Bauab. Bauab mai departe pentru Gligor. Gligor intră în centrul terenului. Gligor pasă pentru Wesley. Nu, pentru Cernat. Haide bă Cernatule, bă, haide bă Cernat. Ce ocazie ratează Cernat. Bornescu intervine senzațional. Mircea Bornescu, o intervenție bună acestuia. Muniru centrează acum la 11 metri. Lovitură de cap, gol! Taher Bauab! 1-0, FC-ul Slatina deschide scorul minutul 17 cu Rapidul. N-are ce să mai facă Bornescu. Iată o lovitură de cap a lui Taher Bauab peste Bornescu. Învins de această dată după două intervenții senzaționale. Rămâne fără replică. Priviți-l, doar a, nu, doar a privit balonul, n-a avut ce să facă. Taher Bauab, 1-0, minutul 17. Petrolul Ploiești, deși au probleme financiare foarte mari, iată că joacă în continuare un fotbal frumos, Rapid, replica acestora. Stăncioiu n-are probleme de Miguel, Rui Miguel, Rapidul poate da lovitura aici la VG Olt, Rapidul, oh, se complică prea mult, vor să intre cu mingea în poartă, n-au spații de șut, iată acum, Rapidul ratează. Să bătrânețea spune cuvântul, Bitez, Rapidul poate da gol în aceste momente, ratare mare, Benson, scăpăm cu fața curată și de această dată, Benson, aproape de gol din nou. Pentru Bauab, mingea în continuare la Giuleșteni, Bucaca, Bucaca intervenim bine, dar centrează, e pericol, ești Stăncioiule. E și excepții, dar ne-am apărat destul de bine, Radovici pentru Wesley, Wesley fața lui 2-0, Wesley, Wesley, șutul acestuia în bară se duce, blocat, mingea lovește stâlpul din stânga, apărat de Bornescu, Cernat vine și el cu șutul peste poartă. Haideți să facem câteva schimbări. Schimb pe Fransu și îl bag pe Vitinho Chehil cu Muniru, că nu mai poate. Și pe Gheorghe cu Cernat. Și și el destul de ușor. Iată ce frumos se schimbă partea. Craiova are 3-0 în aceste momente. 3-0 Craiova, șut peste poartă. Scăpăm din nou cu fața curată. Pasă pentru Bitez. Bitez urmărit de Cale. Bitez, Cale nu reușește să blocheze. Este doar Stăncioiu
N-are probleme. Oh, e fault. E fault! Nu cred, nu cred. N-are nicio treabă cu mingea, arbitru nu dă nimic. Cahill se descurcă bine, pasă pentru Wesley. Wesley, Wesley pentru Cale. În fața lui 2 la 0, Cale. Ratare mare, ratare mare a lui Cale Tilier, pentru că n-a mai jucat de mult. E normal, e normal să te pierzi cu firea. Vitinho cu Gheorghe Vitinho, acum cu Taher. Bauab șut din prima, Bornescu reține. Bun șutul acesta lui Baba. Bornescu însă s-a opus, probabil ultima șansă pe care o are arbitru. Să vedem dacă arbitru va mai lăsa această fază. Oh, da, mai lasă, mai lasă. Iată, rapidiștii aia sunt periculoși. Nu trebuie să ne complicăm în față. O, minge săltat aiurea, săltat aiurea mingea și probabil aici se termină partida. Vom vedea ce mai face acest arbitru. Mai lasă în continuare, au trecut cele 4 minute. Vitinho, oh, ce bine, și se termină partida. 1 la 0 pentru FC Slatina în fața Rapidului. O victorie importantă pentru noi, o victorie care ne menține în continuare pe prima poziție. Golul lui Taher Baobab din minutul 17 cu capul. Dinamo în continuare în spate la 2 puncte. Steaua încă nu revine, iată că au un sezon puțin mai slăbuț. Noi avem partidă cu... Băi, chiar de ziua mea, 16 octombrie. Chiar de ziua mea, 16 octombrie. Cu Poli Timișoara. Steaua, câte puncte are? Oh, a făcut 17 puncte Steaua. De ce am eu că a început slab? Nu știu ce vedeam eu. Hai să vedem ce mai găsește. Opa, opa. Matei Cristescu, 33.000. Semnăm cu Matei Cristescu. Am văzut un potențial senzațional. Noi jucăm la Timișoara. Cam aceeași echipă o las, da. O las aceeași echipă. Joc în deplasare. Sincer să vă spun, nu prea mă interesează foarte mult acest meci, chiar dacă este de ziua mea. Mă interesează mai mult partida cu Sivasspor din Europa League. CFR-ul, iată că... Oh, Gligor marchează! Bravo, băi, Gligore, de ziua mea faci un cadou foarte bine. De ziua mea în joc, așa... Eu sunt născut pe 16 octombrie. Angelina vede roșu, nu e bine. Wesley a dat golul de 2 la 0 și nu cred că vom mai avea probleme cu... Poli Timișoara, Wesley face 3 la 0. Târgu Mureș conduce pe CFR, Brașov conduce pe Petrolul cu 2-0, Panduri 2-0 în Giulești, 2-1. 2-2 CFR-ul, oh, ce revenire, ce revenire a clujenilor. Foarte bună revenirea și iată partida asta cu Sivasspor. Of, Doamne, dacă am reușit să câștigăm, în mare parte am avea șanse senzaționale la calificare. Vallejo vrea să joace. Automat o să facem câteva schimbări în primul 11. Bauab, îl băgăm pe acum în locul lui Bumba, îl băgăm în locul lui Wesley. Cale va ieși și el. Va intra unde este, că nu-l mai văd. Cale cu cine o căpățână? Feusi intră și el în locul lui Angelina. Bogdanovic iese și el, intră Hakim. Hernani era el, nu mai știam eu. Ce mai facem pe aici? Câteva modificări. Santillan va intra și el în locul lui Alin Gligor. Însă Alin Gligor probabil va fi și el introdus. Vallejo intră și el în locul lui Radovici. Cam asta e echipa. Nu știu ce să fac, să joc pe Cernat sau nu. În fine, haide, jucăm cu Cernat. Experiența poate spune cuvântul. Partidă importantă cu Sivasspor în deplasare. La Sivasspor turcii n-au mai bătut și sezonul trecut. Însă eu cred că putem învinge. Este o partidă integrală, după cum bine v-am obișnuit în aceste partide de Europa League, Champions League și derbiuri. Facem și noi aceste modificări, să primim vești. Astra Giurgiu la AZ Alkmaar. Nu va fi greu. Leonardo San Milano, arbitrul acestei partide în Turcia, Europa League. Slatina vine să câștige la Sivasspor, să le luăm revanșa, deși este o atmosferă superbă aici. La turci trebuie să avem marge. Sivasspor este echipa fără niciun punct din această grupă. Pe primul loc ne aflăm noi cu 4 puncte, pe 2 Lille, pe 3 Hoffenheim, Leonardo San Milano, arbitrul italian în această partidă. Slatina și Sivasspor. Sivasspor atacă de la stânga la dreapta în prima repriză.
Trebuie să ne concentrăm, să avem mare grijă, să nu uităm cu... Iată-l pe Bumba, da, asta spuneam că vreau să-l am pe Bumba formă maximă. Acum pasează pentru Fransol. Fransol, Fransol în fața lui 1 la 0! Da, Fransol! Una bomba de Fransol, Slatina conduce cu 1 la 0. 1 la 0 pentru FC-ul Slatina. Oh, ce șut, ce șut în vinclu, nicio șansă pentru portarul celor de la Sivaspor. Șut perfect, expediat de Fransol. Asta e, băi, tată, băi. Și ce mă gândeam ca Fransol să-l înlocuiesc. Mă gândeam să-l înlocuiesc pe Fransol, iată că sunt inspirat pe el și pe Cernat. Să vedem dacă Cernat ne arată și el ceva, un gol senzațional. Iată că se poate, al doilea gol în Europa League. Slatina, dacă învinge, are șanse foarte, foarte mari să meargă mai departe în primăvara europeană. Muniru, bună recuperare, pasă pentru Claudiu Bumba. Bumba nu reușește driblingul. Muniru recuperează, pasă. Nu, a fost... Cine a fost? Feusi a fost? Sau acum, Santillan. Pasă pentru Hernani, nu mai contează asta, Hernani, Hernani, oh, nu reușește driblingul și acum, Sisinio, se poate pleca pe contraatac, iată cât de bine, hai Hernani, se dă faul pentru noi. Îmi place acest arbitru italian, este atent, este atent cu noi, Hernani joacă cu Santillan, Santillan pentru Akpom, Akpom încearcă un șut, dar destul de slăbuț, avem aruncare de la margine, Slatina în continuare pune presiune pe... Sivaspor, le-am simțit slăbiciunea. Dar să vedem acum. Turcii pleacă și pe atac. Muniru recuperează senzațional. Claudiu Bumba pasă pentru Akpom. Akpom, Akpom blocat. Pasă pentru Feusi. Feusi vine cu șutul în blocaj. Haide Feusi, pasă pentru Fransol. Acesta călcâi printre picioare, dar n-a venit Hernani. Și turcii încearcă ei un contraatac, dar sunt în inferioritate numerică acolo. Vallejo se apără destul de bine. N-a mai jucat de două partide, Vallejo accidentat. Are două săptămâni de pauză, dar vine bine Fiorentina, deschide scorul la Monaco. Babacar, mitul 15. Oh, Fiorentina. Să nu uităm în cariera de FIFA 16, care o am cu Fiorentina, care o am cu Leipzig. Fiorentina are reușit să treacă de grupe. De grupele Europa League, Sivaspor poate da lovitură, respinge, hai, nu, hai Stăncioi Iulescu, era tot un Ioclaru mi-a rămas în minte. Fransol pasă pentru Akpom, Akpom însă își face o preluare destul de ciudată, Hernani aproape de o recuperare, Sivaspor și-a dat și a drumul la joc, Sisinio, oh, trebuie să avem mare grijă, nu, ar fi păcat ca noi să conducem și să nu câștigăm această partidă, o minge lungă, preluare bună, Turcii e periculoasă, Sivaspor e periculoasă. Însă n-a reușit să cadreze mingea pe spațiul porții. Eșer vine să-l blocheze pe Santillan. Să vedem pe Hernani acum. Hernani încă o dată blocat. Încă o dată blocat Hernani. Ai grijă că la următoarea abatere, la următoarea greșeală te scoate pe teren. Se dă fault. Ei, acești arbitri italieni destul de ușor acordă fault. Cocac. Opa, e corner. No, 6 metri. Am crezut că va fi corner, însă se doar repunere din colțul care urmi de 6 metri. Feusi pasează cu Cernat. Cernat. Tu, mamă, Cernatule. Cum mă, pentru ei, bă? Fac la mișto. Oh, Fransol, recuperare bună. Ce eroare fac turcii. Erdal a greșit. Fransol centrează. Prea în spate. Prea în spate Fransol și acum trebuie să ne ține bine. Vallejo nu mai ataca așa decisiv, Vallejo. Asta îmi doresc de la tine. Iată că turcii nu se lasă. Santillan blochează, faultează Malmo, egalează la Panathinaikos. Oh, ce surpriză totuși. Dar stați puțin, nu prea este o surpriză. Malmo joacă în Europa, a jucat în Champions League de atâta timp. Este offside. Da, turcii sunt croiți. Turcii sunt croiți pe noi. Văd că ne presează în continuare. Cernat, Muniru, Fransol. Blocat, de această dată nu se dă nimic. Cernat iată să bată pentru recuperarea balonului. Fransol! No, 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 că vezi galbenul. Îl vezi aiurea, Fransol. Îl vezi aiurea, asta nu e bine ce faci tu. Iată un prim... No. Suntem iertați de această dată. San Milano. E cu minte. E cu minte acest arbitru, mâncaia și gurița lui. Centrare. Respinge Hakim. Hai, Bumba. Hai de Bumba, hai să te văd ce poți. Bumba,
Așteaptă frumos, Bumba pasă pentru... A, mă, ce face? Acum pasă pentru Hernani! Hernani! Ocazie mare de gol ratată de Hernani! Oh, Doamne! Oh, Doamne! Cum ratează Hernani? Iată cum s-a aruncat turcul în care eu, în speranța blocării balonului, Selica e portarul turc, nu mai avea ce să facă. Păcat că nu reușim să marcăm când avem șanse de astea mari. Extrem de mari, mai bine zis. Turcii oricum sunt periculoși, Claudiu Bumba e faultat, e fault de galben. Să vedem acum Muniru, bă, nu, n-a fost Bumba, a fost Hakim. Sper că arbitrul să intervină și să acorde cartonașul galben, să nu facă vreo eroare, să nu uite. A fost o intervenție oricum dură și clară de cartonaș galben. Un fault atunci asupra lui Hakim, bine intervine Hakim. Santillan acum cu Vallejo, schimbă cu Feusi, nu trebuie să ne grăbim. Dar nici să ne complicăm Feusi. Muniru, Claudiu Bumba. Bumba avansează cu mingea la picior. Claudiu Bumba așteaptă să plece Cernata. Asta îi face semn. Îi face semn lui Cernat că nu pleacă. Și nu vrea să plece Cernat. Iată că arbitrul n-a uitat. Italianul ține minte și îi dă un galben lui Karadeniz. Un faul dur oricum. Un faul dur acolo. Cernat probabil este prima modificare care o voi face la pauză. Pentru că nu ne înțelegem deloc cu el. A Cernat. Pasă pentru Feusi. Avansează Feusi, băiatul nostru frumos. Feusi, Feusi avansează. Centrează pentru Franso. Lovitură de cap. Ocazie mare ratată din nou de VG-ul Slatina. Franso nu reușește să învingă, să împingă mingea în poartă. Of, cât de aproape am fost de 2-0. Cât de liniștiți intram la pauză cu 2-0. Asta nu mai spunem. Era superb, era superb, dar iată că turcii mai au ocazie, dar na, arbitru pune pun final, prima reprize, Slatina conduce cu 1-0 în deplasarea de la Sivaspor, o deplasare în Turcia, Astra Giurgiu condusă cu 2-0 la pauză de azi, Almar, cum spuneam, îl vom schimba pe Cernat, o să-l băgăm pe căpățână, acum nici nu mi-a plăcut cum a jucat, îl bag pe Wesley și cam atât momentan, Slatina face două modificări la pauză. Sper ca Wesley să facă și el ceva frumos. Fransol, șut în blocaj. Wesley aproape de a recupera balonul, arbitru lasă jocul să continue. Karadeniz are și el un galben, el trebuie să aibă grijă. Este și un jucător care e mai dur de felul lui Karadeniz, așa că e periculos. Eșer îl depășește foarte ușor pe Santillan, se duce Vallejo să-l ajute. Vallejo, foarte bine. Foarte bine redublajul lui Vallejo. Muniru acum pasează cu Hernani. Avansează Hernani cu mingea la picior. Pasă pentru Wesley. Wesley mai departe pentru Fransol. Fransol nu reușește driblingul. Blocat, deși după părerea mea mi s-a părut mai mult o obstrucție. Arbitru n-a dat nimic. Kocak. Eșer. Au un nume turci ăștia. De nu știu cum să-i pronunți. Sincer să vă spun. Haideți băieți, Hakim, intervine bine, ce intervenție dură, putea să-i rupă piciorul lui Vallejo, dacă acesta încerca să dea minge mai devreme, Eser se descurcă bine, dar iată că și Santillan se bate, dar până la urmă turcii n-au cam făcut în defensivă, Hakim trebuie să aibă grijă, Feusi respinge, ăsta e băiatul meu, Feusi, probabil cel mai bun fundaș dreapta care are Liga 1, Wesley avansează, pasează pentru Bumba a recuperat bine balonul Bumba de acolo, dar iată că până la urmă n-are ce să mai facă Claudiu Bumba, se descurcă bine, Bumba șutează, este corner. Corner sau out, vom vedea în scurt timp. Oh, portarul, nu, mingea a ieșit, mingea ieșise. Da, se dă corner. Se dă corner, Bumba a încercat ceva în forță pentru Wesley această minge. Resping turcii și iată cât de calm joacă, îmi place, aici mi-a plăcut. A jucat-o frumos. Haide căpățână preluare, până face preluarea căpățână al meu. Muniru, tot cu el pasează, acesta avansează, căpățână. Avansează căpățână, are și poziție de șut. Căpățână șutează în blocaj, e corner. Bună încercarea lui căpățână din nou. Slatina forțează. Iată să jucăm scurt cu Hakim. De ce a venit Hakim? Nu înțeleg. Pasă pentru Hernani. 2-0. Iată de ce a venit Hakim la scurt. 2-0, Slatina conduce pe Sivaspor.
Oh, o victorie importantă reușită de noi, dar oricum am mai văzut surprize, nimic doar 65, stai să mă calmez. Iată ce schimbă, Hakimi îi pasează perfect lui Hernani, acesta pune latul. N-are ce să facă portarul și turcii. Se văd conduși cu 2 la 0 din minutul 65, Hernani primul gol în Europa League în acest sezon. Oh, Doamne, cât de bine, cât de bine, ce frumos, ce fază frumoasă. Iată că putem să jucăm și noi la spectacol, Sisinio. Oh, s-a dus pe un tackling, dacă-i la piciorul, Rupes, Valladolid conduce pe Steaua. Steaua se vede condusă de Valladolid cu 2 la 1, mai au timp să revină, dar e greu în Spania. Însă totuși, e Valladolid, tati, e Valladolid, Vallejo ce recuperare bună, acum putem pleca pe contrata Claudiu Bumba. Claudiu Bumba și-a prelungit mingea prea mult, nu-i nimic băiatule, se vede că are două săptămâni de absență Claudiu. Dar nu-i nimic, centrează, iată că ne apărăm din nou, exemplar, Hakim pasează pentru Hernani, Hernani cu Claudiu Bumba. Bumba așteaptă sprijinul. Oh, faul de galben. Na, e faul de galben. De ce oprești? De ce nu dai galben? Vallejo joacă scurt cu Santillan. Acesta mai departe pentru Hernani. Hernani, bine pentru Muniru. Muniru vine cu centrarea pentru Wesley. N-a ajuns Wesley și acum Karadeniz. Karadeniz, iată că se descurcă bine, dar Feusi cum vine. Cum vine Feusi, este senzațional. Turcii, Vallejo. L-a oprit puțin Vallejo cu acea fentă. Arslan, Arslan. Oh, s-a accidentat Muniru. Asta nu e bine. Haide să-l schimbăm pe Muniru, sărac. Mamă, Muniru, mă, și ce bine joacă el la mijloc. Îl băgăm pe Kehe. Cât de bine joacă Muniru la centru. Iată că are crampe musculare sau probabil o întindere. Sper să nu fie ceva mai mult Feusi. Durul Feusi. Iată cum câștigă el duelurile, pasă pentru Bumba. Bumba mai departe pentru Fransol, Fransol pentru Hernani. Hernani mai departe pentru Wesley. Wesley! E 3 la 0. 3 la 0. Ăsta e contraatac de clasă, de mare clasă. Wesley duce scorul la 3 la 0. Pase din prima ale lui Bumba, Fransol și Hernani. Wesley preluare și șut cu preluare cu dreptul și cu stângul. N-are ce să mai facă portarul, 3 la 0. Oh, un deplasare la Sivasspor, 3-0. Să nu uităm și turcii ne-au bătut sezonul trecut în Europa League, de ne-au sărit fulgii. Dar iată că roata se întoarce, a venit momentul nostru. Noi trebuie să facem spectacol. Liverpool 3-0 cu Bruges, înscrie Balotelli, revenit la Liverpool. Să vedem, poate ultima ocazie în această partidă a turcilor. Centrează, e bine, e pericol, dar din nou nu nimeresc cadrul porții. Au avut turcii câteva ocazii, dar n-a fost în stare să cadreze mingea pe spațiul porții. Din păcate pentru ei, din fericire pentru noi. Acum o minge cam aiurea dată. Cahill nu te arunca, iese Stăncioiu! Oh, ce băiat bun avem! Stăncioiu intervine senzațional, dar a fost și offside. A fost și offside, back mezechii morții tăi. Cahill pasează cu Bumba, cam tare. Nu s-a așteptat Bumba la asfalt. Bumba s-a așteptat la o pasă în cealaltă parte, dar nu-i nimic. Bumba se vede că are 2 secunde de absență și chiar se cunoaște. Feusi. Oh, Feusi aproape de a doua intercepție. Centrează Hakim, n-ar trebui să aibă probleme. Din nou offside. Turcii deja au nervi întinși la maxim. Din nou offside. Arbitrii italieni, oricum, impecabil în această seară. Wesley, dar eu am greșit aici. E greșeala mea. Am crezut că Wesley nu va mai ajunge la balon. Iată că ne apropiem de finalul partidei. Mai sunt câteva minute de prelungiri. Și Slatina are 3 la 0. Oare se aștepta cineva la acest scor cu Sivasspor? După ce ne-au bătut anul trecut de ne-au sărit fulgii, o ultimă ocazie Sivasspor. Poate marca golul de onoare. Să vedem ce face Kurt la 16 metri. Stăncioiu intervine bine, dar se dă fault. Se dă fault și este o poziție extrem de periculoasă. Trebuie să avem grijă peste poartă. Și gata. Aici se va termina această partidă cu acest scor, dacă nu mai reușim noi. No, se termină 3 la 0, 3 la 0, îți mulțumesc, Doamne. 3-0 pentru Slatina la Sivasspor.
Wow, ce victorie! Iată că turcii ne uite, dar nu pe noi, ar trebui pe jucătorii lor. Iată și suporterii noștri au venit în număr foarte mare în Turcia. Wesley, Hernani, Fransol, marcatorii golurilor în această seară. O partidă frumoasă, au posesie mai bună cei de la Sivasspor, dar atât. Doar posesie mai bună, în rest nimic altceva. Astra Giurgiu 2-1 pierde la Alkmaar. Chiar aș vrea să văd puțin cum stăm în grupe și noi și steliștii și ceilalți. În Cupa României, după cum bine știți, avem partidă cu Gazmetan Mediaș. În Cupa Ligii avem cu CFR Cluj. Iar o partidă grea. Unde este no, Champions League? Europa League. Oh, Steaua. Mamă, frate, ăștia fac la mișto. Steaua București este pe ultima poziție, nu mai are nicio șansă la calificare. Două goluri marcate, șase primite cu Napoli, Valladolid și Braga în grupă. Din păcate pentru ei, din fericire pentru alții. Mie îmi pare rău, sincer, aș fi vrut să meargă și ei mai departe. În grupa B, Inter și PAOK, unde vreau să văd unde mai sunt românii noștri. Cei de la Astra Giurgiu, unde sunt giurgiuvenii noștri? Oh, la fel și ei, nu mai au nici ei nicio șansă. Bravo, băieți, doar Slatina se reprezinte în Europa. În acest an, mai departe, să vedem. Slatina este pe prima poziție. Oh, Hoffenheim a învins Lille. E, și lucrurile se complică pentru că Lille este o echipă periculoasă. Să vedem ce se va întâmpla. Trebuie să învingem acasă pe Sivasspor. Facem 10 puncte și să scoatem un egal. Trebuie să mai facem 4 puncte în două partide ca să fim siguri, siguri de calificare. Să nu stăm la mâna rezultatelor. Nu va fi deloc ușor, nu va fi deloc ușor. Ei, dragilor, aici se termină acest episod. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu uitați să apeși butonul de like. Dă un share mai departe dacă vreți să ne strângem cât mai mulți. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!